Asociația Târgu Mureș 2021 anunță oficial lansarea strategiei de promovare a candidaturii orașului Târgu Mureș pentru titlul de capitală europeană a culturii, cu mesajul Făcut în Târgu Mureș. Campania vorbește despre un oraș în care înveți pe viu, despre unitatea în diversitate, multitudinea de limbi, obiceiuri, etnii, culturi și credințe care alcătuiesc realitatea cotidiană a orașului sunt atributele unice evidențiate de candidatură, cele care fac din Târgu Mureș o veritabilă sursă de experiențe unice, atât pentru români, cât și pentru ceilalți cetățeni ai Europei. Orașul, ca o școală vie, este spațiul fizic și cultural în care poți învăța câte ceva din specificul fiecarei etnii și culturi. Direct de la ele. Aici înveți să trăiești Europa. Campania este o premieră în România și va vorbi despre experiențele unice pe care fiecare comunitate a orașului le oferă și le trăiește aici de sute de ani, a scris zidezi.ro. Prezent la conferința de presă de anunțare a campaniei de promovare, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din Guvernul României, a vorbit despre experiența dumnealui ca cetățean al orașului și a declarat că va fi alături de Târgu Mureș în acest proiect ambițios.